Eu vreau să-ți mulțumesc, Nora, foarte mult pentru filmul ăsta. Eu personal îl văd a treia oară. Pare de fiecare dată emoționant. L-am văzut și în diverse stadii de dezvoltare. Da. A fost în Work in Progress anul trecut la noi, de exemplu. Am văzut acum și cu coloana sonoră, care mie mi-a plăcut foarte mult. Dar înainte de a vorbi despre film, domnule Agapi, aș vrea să vă întreb totuși unde locuiți în momentul acesta și ce s-a întâmplat cu arhiva dumneavoastră. Păi ce-i marcat, nicăieri. Da, am căpătat un apartament foarte bun. Împreună cu fiica mea, Nora, și-am mai căpătat un apartament pentru cealaltă fiică, după ce am făcut presiuni asupra primării din Iași. Afară de greva foamei, făcută de fiica mea, Andreea, și de mine, eu am avut o tentativă de grevă prin foc, prin incendiere. M-am dus în fața primăriei și am spus dacă până la, era 4 fără 20, dacă până la 4 fix nu mi-i scăriți apartamentul în care să mă mut, așa, îmi dau foc. Au chemat pompieria, poliția, bineînțeles, voiau să vadă unde e sticla cu benzină, eu nu le-am mai arătat, bineînțeles că nu, așa, și într-adevăr la 4 fără 5 mi-au scărit cu această presiune formidabilă. Păi ce, câțiva ani de zile a fost o bătaie de joc, apropo a ce remarcat. Toate chestiunea interesante pentru toată lumea este cum am avut și puterea să le filmez toate astea. Ba eu, ba Nora. Că sunt filmate de două persoane. Ea a făcut cinematografii. Nu, doar eu am filmat. Bata a filmat un singur cadru. Din greșeală. Așa, bă, contează. Dar tot ce a văzut film, de filmat de arhivă, da, sigur. Filmele. Da. Filmele au o vechime de 40-50 de ani. Pe scurt, fără să fac un sumum, acolo unde stă, într-adevăr, e un apartament normal de bloc, ca toată lumea, un bloc din anii 80, care e tot a statului, stăm cu chirie în continuare. Avem dreptul să cumpărăm acest apartament, dar este foarte scump și nu ne permitem, așa încât această colecție rămâne în continuare sub semnul întrebării. Ce se va întâmpla cu ea după ce, evident, nu o să-mi lase mie acest apartament primăria? Toate este în cutii în continuare. Toate este în dar cutii. Eu încerc să o salvez în continuare. Sper să o pot scoate din cutiile alea, să o pun în valoare într-un fel sau altul. Vorbim totuși de arhivă. E, din câte știu eu, este cea mai mare arhivă personală de film pe peliculă din până în momentul ăsta, da. Poate să vor mai descoperi și altele, da. Fotografia am 2 milioane de negative pentru poze. Da. Din arhiva de fotografii n-am reușit să scanez nimic, doar cea filmată. Sunt multe, foarte multe fotografii. 300 de albumi cu evenimente și personalități. Toate chestiunea, știți ce mai există și ceea ce am? Am persoana mea în viață, la 83 de ani. Care e foarte important. Ca să pot păstra colecția mai departe. Pardon. Nu. Da. Nu vreau să te întreb, poate mult prea personal, dar m-am tot pus, ți-am zis de 3 ori și mă tot puneam în ipostază în care eu aș fi făcut un film de genul acesta despre ce se întâmplă familiei mele. Nu știu dacă aș fi reușit să-l duc până la capăt. Mi se pare extrem cum au fost toți anii ăștia în care mi se pare epuizant emoțional, da. Primul rând, adică... Da, într-un fel mi-am pus și eu problema asta mai târziu, de fapt acum, recent, și mi-am dat seama că asta a fost un fel de terapie pentru mine. Aveam treabă, trebuia să setez două camere, două trepiede și să fac și altceva între timp și cumva poate nu m-am implicat atât de tare emoțional, deși am avut un breakdown la un moment dat. Au fost mulți ani și din cauza că n-am avut nicio finanțare pentru filmul ăsta și a trebuit să lucrez în paralel în altă parte să fac rost de bani. A fost
lung pentru că procesul de mutare a fost practic de 4 ani. Am mai durat aproape 2 ani montajul, pentru că în timp ce montam am făcut și 2 copii. Și am ajuns astăzi aici, dar problema... Bine. Problema cu primăria ieșeană și cu, mă rog, statul în care locuim, este că, într-adevăr, surorii mele, care locuia în aceleași casă cu tata, ea n-apare în film, dar cu fiica ei, i s-a dat alt apartament, care, după jumătate de an de locuit, este în aceeași situație ca tata acum, în proces, o dau afară din nou de acolo, pe motiv de renovare. Deci este absolut același lucru de la capăt. Sunt absolut fără niciun bun simț. Au tăiat și toate utilitățile, stă cu fiica de 15 ani, n-are apă, n-are căldură, e în proces, tra-la-la-la-la-la-la. Deci, never ending story. Da, noi luptăm. Venim la proiecții cu filmul, măcar atât. Și un film spun undeva. Trebuie să luptăm. Îl promovați, că e bun. În Iași l-ați dat. A fost o proiecție la Iași în noiembrie, chiar de ziua tatei, când a venit foarte multă lume. N-a scris nimeni absolut nimic despre filmul ăsta, în niciun ziar local. Pentru că nu convine. Sau poate nu le-a plăcut, habar n-am. E și asta o posibilitate. Am salvat 2 pisici de acolo. Iar înainte să se plece, pentru că asta a fost cumva forțată nota plecării de acolo, a fost că în toată situația, nebunia aia, procesul în care am reușit să se pună înapoi apa pe timp de iarnă și căldura, din cauza că nu mai locuia nimeni acolo, s-a produs o inundație foarte nasoală, cu apă fierbinte de la etajul de deasupra și s-a inundat toată casa cu apă până la gleznă. Apa caldă venind de sus peste toate cutiile, n-a fost o bucurie pentru nimic din colecția din cutii. Și s-au destrus destul de multe chestii atunci. Am reușit să le uscăm pe o parte, dar nu am... Adică... Vreau să spun, mai mult de o lună de cele am uscat poză cu poză din cele inundate. Eu le-am uscat poză cu poză la un fion. Dar oricum, primăria Ieșeană are un muzeu municipal, primăria Ieșeană, care e gol. Există un muzeu, o casă superbă, renovată, nu există nimic înăuntru. Se fac repetiții de teatru cu niște trupe mișto, dar nu există nimic în muzeul ăla. Deci nu interesează absolut nimic. Acum cred că există ceva, pentru că a murit unul din colecționarii orașului, da, Bușneanu. Da, a fost un anticar, într-adevăr, și cred că au luat niște obiecte de acolo și l-au pus în muzeu. De acolo obiecte le-au luat primăria. Mă gândesc să vorbim un pic despre cum ați ales, poate împreună sau numai tu, materialul de arhivă pe care îl vedem în filmul final, propriu-zis. Era selectat peste 80%. Am avut și o mică intervenție aici, acolo, așa, dar n-am vrut să știu să aflu prea mult, pentru că eram tot timpul înfricoșat că o să insist să fac după ideea mea. Ori eu vreau să las să fie ideea ei. Ia ești. Mă rog, dacă vorbim despre procesul de filmare, într-adevăr, ideea mea n-a fost deloc să filmez pe problema casei și mutării, pentru că nu exista în momentul în care am început să filmez. Am vrut să filmez mai mult despre tata ca personalitate, despre colecția lui, cumva să o scot în evidență că există aceste filme care acoperă o parte din istoria României. Între timp a intervenit chestia asta cu mutatul și am schimbat și direcția filmului. Au fost foarte multe ore filmate și, într-adevăr, în prima parte a filmărilor, tata a luat o postură foarte importantă și îmi vorbea cu dumneavoastră. La orice întrebare îi spuneam, vorbea la persoana a doua și a fost greu să-l fac să înțeleagă că, de fapt, nu vorbește în audiențe, ci mie și... În fine, filmul a devenit din ce în ce mai personal cu timpul, cu filmările și cu anii. Ea parțin ei. Dar ai parcurs sau nu, n-ai cum, de fapt, n-ai parcurs toată arhiva video a tatălui tău pentru selecția de... Cum să nu? Da. Pe toată, absolut toată, pe 35 de ore, le știu pe de rost. Okay. La orice oră din zi și din noapte. Câte ore de film sunt? 35. 35 de ore de film sunt din colecție.
Putem să luăm și întrebări, că sunt convinsă că poate cei din sală mai tineri sau nu, 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 mă gândesc că poate îl cunosc pe domnul Agapi și știu câte ceva despre cariera sa și despre tot ce a făcut pentru Iași, de exemplu. Știu sigur că proiecționistul de aici era, de exemplu, foarte, foarte fascinat și știa din, studiase și știa despre dânsul. Cum îl cheamă? Și poate, păi, cum îl cheamă Dan, cred că îl cheamă, dar cred că a ieșit din sală între timp. Da, văzuse și a stat foarte atent la film și el spera să fie sala mult mai plină. Am avut foarte multe serii de studenți, de cursanți. Mă rog, foarte multe serii. Am început cursurile la Iași după ce am absolvit eu. Am făcut 4 ani la studioul Osahia. Făceam cenată acolo, am venit la Iași, la Centrul Universitar Iași și aici, la Casele Culturale Tineretului, am înființat, era un laborator de fotografie, făcut de unul înaintea mea, de un Coza, numai în viață, era funcționat la Biblioteca Eminescu, acest Coza. Un bărbat plăcut, deștept, simpatic, eram prieten și în locul lui am venit eu, chiar deja se abandonase studioul de fotografie și eu pe acest studio de fotografie am dezvoltat, deschis, a dezvoltat un studio de film. La acest studio de film, multe întâmplări interesante ne comentăm, dar printre altele ați auzit și aici că ea era în anul 2, adică mama fetelor mele. Era în anul 2 la altă parte și era și studenta mea. Așa că m-am căsătorit cu această doamnă, mama copiilor mei, când am cunoscut-o ca studentă cursantă la cursul meu de film și fotografie și cu alte colegi de ei, nu? Așa? Dar... În fine, eu vreau să spun, păi arată-mă, au fost două lumi total paralele, apropo de viața tatei, dar cumva asta ține și de tinerețe, bătrânețe, epoci, nu știu ce. Tata a fost o super personalitate în Iași, da. Cel puțin și la Iași. La București venea foarte des că aici aș developa filme la televiziune. Eu când eram mic, intram cu el în televiziune și eram printre, cred că, puținii copii care aveau acces acolo și eram fascinată. Vedeam pe Corina Chiriac, Angela Similia, eram wow. Și pe stradă nu treceau 10 minute să nu mai stea acum că cineva să vorbească un sfert de oră. Deci de aici până la ușă făcea o oră, probabil. În fine, Fușneanu, eu făceam... Fost o persoană influentă chiar. Făceam o jumătate de oră de la un cap la altul la Fușneanu, de câte ori strângeam mâna și salutam. Iar acum trec liniștit în 5 minute, nu mă salut nimeni, așa de nimeni. Alte generații nici nu comentez, vă spun cu vreun regret. Da, asta e viața. Așa s-au petrecut lucrurile, nu? Eu am 83 de ani. Să știți că nu e ușor de ajuns la 83 de ani. Este un mare păcat că toată colecția noastră și munca de o viață stă în niște cutii, într-un apartament de bloc, ce se întorc incert. Dar o să văd altfel și cu arhiva studioului Sahia. Nu e într-un apartament de bloc, dar este într-un beci, mă rog, în subsolul arhivei. Da, e distrus. Mai încercăm... Niște idioți aia din 90 care au venit. În loc să păstreze studioul Sahia, că era formidabil și ca creator de film, mă refer la operator de film, regizor de film, scenarii și mai bate, laboranți, nu mai comentăm, și alții, și l-au distrus, l-au desfințat. Da. Întrebări sau comentarii sau orice părere despre film aveți? Mai e un personaj, un film care provoacă, de fapt, tot filmul, care e Palatul Braunstein. Da, da, da. Ce s-a întâmplat cu el? Nimic. Au făcut nimic. Sunt convins că n-au făcut niciun fel de restaurare. Nimic. Da, bine, acum îi fac ceva cu mașinării multe acolo, se aud foarte multe zgomote de acestea, de zidării și mai departe. Dar vor să facă înăuntru un centru cultural. Vă face ceva, da. Da, da. Sunt foarte
atașați de cultură. Da, muzeele din Iași, că nu doar muzeul municipal, și celelalte ar putea să-și manifeste un interes, măcar să provoace... Așa au manifestat la un moment dat. Asociația scriitorilor de acolo. Da, Asociația scriitorilor e singura care, într-adevăr, a oferit un posibil dialog, care a rămas la nivel de propunere. N-am discutat niciodată nimic mai mult cu ei. Iar în rest... Cred că acum mai mulți ani în urmă au fost o cerere din partea Palatului Culturii la modul dă-ne și nouă ceai acasă, mulțumim, la revedere. Cam așa, nu știu, chestii fără prea mult fond. Nu. Altceva nu am fost. Bine, eu am un proiect ambițios așa la nivel de idee, că aș vrea să fac un muzeu strict separat de primărie, în care să fie mult mai intim, pentru că dincolo de conținutul din cutie al obiectelor, e foarte fain cum tata a păstrat toate astea cu notițe, cu povești ale unei zile sau unei întâmplări, de unde a cumpărat, ce a spus vânzătorul cu tărică, cu expresii. Sunt foarte chestii, foarte personal poate să devină un asemenea tip de muzeu. Vedem, o să se întâmple. Da. Și ce măsură v-ați vindecat puțin? Rănile? Da. Nu. Poate Nora. Dincolo de bravadă. Da. Al cui era acel craniu? Așa? Craniu. Acel craniu. Craniu ăla era, dacă l-ați văzut acolo, Nu l-am pus în evidență mai mult prin logos, așa, este celebrul craniu shakespearian. Așa că la asta se referă cumva. Dar eu nu l-am, el a fost, mă rog, pus într-un scenariu care n-a mai luat proporții, așa, așa că... Eu am crescut cu el acolo pe raft, deci da. E acolo dintotdeauna. Da, din familie. Ați remarcat, eu aveam barbă și în film. Dar tot cu barbă erau și Lenin și Karl Marx. Eu te-am remarcat că eu nu i-am scos din rândul, mă rog, obiectelor și folosirilor de epocă importante. Dar ca să, pentru că am vorbit de ei, să vă spun că eu am apucat apariția Republicii Populare Române, Republica Populară Română, în 1000, când regele a fost mazilit în 47, a doua zi, n-a mai fost portretul regelui în clasă, eu la vremea aceea aveam 11 ani, eram în clasa a 5-a, icoana de pe a fost scoasă, chiar așa era în clasă și așa era liceul înainte. Se începea clasa cu Tatăl nostru, spusul de unul din elevi, și toți copiii în picioare, fiecare clasă. Și așa, și-au apărut, în schimb, în locul regelui, trei bărboși, care noi habar n-aveam cine, Karl Marx și Lenin. Vă dați seama că am asistat la această transformare de mai puțin de 12 ore din realitate. Filmul spune foarte multe, adică mult mai multe decât ți-ai imagina că s-ar putea spune dintr-un apartament. Da. Deci pe lângă faptul că e o istorie personală, de fapt e o perspectivă asupra unei epoci sau epoci. Mai multor epoci. Foarte, foarte mare, da. Spațiu cu multe epoci. Și asemăna un pic cu... Bine, păstrând mutatis mutandis cu Sierra Nevada, care se întâmplă într-un apartament. Am auzit de filmul ăsta, nu l-am văzut, trebuie să-l văd. E a doua oară când face cumpărația. Se întâmplă într-un apartament, la o vântare. Da, Cristi Poli, pardon, că de-am pus pe trefer la altul. Pe ăsta-l știu, da. O dârzenie a cuiva, ca să
să-l facă, să-l păstreze și să-l fac să lucreze. Azi că am și spus asta acolo, că am fost de mic instruit și educat de tata, nu instruit, am fost educat, ca toate obiectele, asta l-am spus acolo, dar o adaug acum, și mă, toate obiectele au un ce frumos, un oarece frumos în ele. Acolo e munca cuiva care a creat chiar un șurub. Dacă îl privești, are proporții, are tot suiul chestii. Cu această formă de educație am crescut eu, de copil, de... Probabil aceasta e o viziune țărănească. Țărănească? Da. Da. Unde nimic nu se, nu știu, e demodat sau... Da, da, da. Găsește rostul lui. Da. Tatea era ficior de țăran, din satul Selegen, comuna Cruzești, Cruzești Iași. Da. Oricum, impresionant. Și comparat cu primul scurtmetraj, e alta învergură, în timp ce domnul acela, nu știu, făcea un fel de... Bă, aveam mai, aia stâmpă. Mai tare, că eu sunt, mai tare. Eu sunt un pic mai fundul de urechi. Deci, cum, e bine, cred că au fost inspirat legate, în sensul că înainte a fost acel film despre colecționarul acela din italian, ajuns în America. Acolo nu prea erau multe povești de ori... Acolo Ana a petrecut 4 luni cu el, pe când aici e și o viață de... De-aia am spus că Ana în vergură și poveștile, în general, sunt terapeutice. Așa se spune în psihologie. Ăla era mai optimist filmul decât ăsta. Și vă... Dacă... În condițiile acelea. Dar îl văd pe domnul Agapic, mie îmi radiază de optimism în condițiile astea, cu mutatul. Așa e el. Așa e, așa Michel. Asta e interesant. Am minte berzerie. Așa, recunosc asta. Deci asta inspiră. Sunt ceva care... Final, poate de voi să mă puteți să întreb. Finalul ar fi putut să aibă două variante. O variantă în care, în același apartament gol, tata stă pe aceeași canapea cu care am început filmul și în care îmi povestește cu un optimism extraordinar că nu-i pare deloc rău că pleacă de aici, că vrea să înceapă o nouă viață, că vrea să fie de la început, că abia aștept să fac, să... Dar am preferat, sau mă rog, am mers pe ideea asta pentru că n-ar fi avut același impact filmul până în final. Dar dânsul a avut această stare? De, a o luat de la capăt și... Da. Păi se vede. Mie spuneți. Da. Era să nu mai fie. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumim. Mulțumim de tot.